Știu că retail-ul este încă ancorat așa puternic în zona fizică și eu astăzi am venit aici să vorbesc de zona digitală, acolo unde vă caută și vă găsesc potențialii consumatori când nu sunt pe stradă și aleg magazinul din proximitate unde vor să intre. Și puțin invidios pe Teodor, pe Mircea, pe Alina dimineața, pentru că am observat că ei nu au un slide în care să-și prezinte compania, pentru că nu este nevoie, că Ipsos, Penny, Oșan, eu am un slide cu compania, dar este la final, pentru că tot timpul am așa o... nu știu cum să încep, când încep cu prezentarea companiei. A vorbit Teodor mai devreme și mi-a plăcut foarte mult cum a făcut diferența dintre transformare versus îmbunătățire. Și pare că sunt multe lucruri, unele din ele pe care nu le știam, care transformă experiența retail-ului în România de astăzi. Și sunt foarte multe lucruri care transformă experiența retail-ului și în mediul digital, pentru că cel puțin în zona în care avem noi competențe, în Google și în YouTube, acolo unde vă caută proactiv potențialii consumatori, la fel se întâmplă foarte multe lucruri și sunt foarte multe transformări, mai ales în ultimul an, mai ales în 2024, și au legătură foarte mult și cu AI-ul și cum este începe el să fie folosit de utilizatori și cum companiile, până la urmă, simt, cred că, și o presiune, mai ales companiile mari, să reușească să-l integreze într-un mod în care să fie util pentru utilizatori. Dar țin foarte mult și de cumva evoluția pe care a avut-o utilizatorul în toată perioada asta și care sunt nevoile lui actuale și faptul că foarte mulți utilizatori acum nu mai sunt începători în zona de online și nevoile lor se schimbă și dacă ne uităm la, sigur, misiunea Google este să ofere utilizatorului cea mai bună experiență posibilă pe care poate să o aibă într-un motor de căutare. Știm foarte bine că nu se întâmplă chiar așa, dar cu siguranță multe din îmbunătățirile care se întâmplă și multe din transformările care se întâmplă în search, în Google, au central această experiență a utilizatorului. Și aici, nu știu dacă își mai aduce cineva aminte cum arătau rezultatele Google acum, nu știu, 10 ani de zile, dar erau 10 link-uri albastre, era totul foarte simplu. Era foarte simplu să și ajungi printre primele poziții acolo, nu trebuia să faci mare lucru, câteva îmbunătățiri tehnice, câteva îmbunătățiri de conținut și puteai să ajungi în primele poziții, mai ales că nu era atât de mare competiția. Da, cine a fost early adapter a putut să capitalizeze foarte mult din zona de digital, din zona de online, în special în Google și, da, și celelalte canale, și Facebook și celelalte canale care încep să ajungă sigur la o saturație. Da, și atunci, pentru că sunt mai multe branduri care se bat pe același spațiu, este mult mai greu să ajungem acolo. Pe lângă, da, asta este în sine un challenge și celelalte challenge-uri mai sunt și toate lucrurile pe care Google le schimbă an de an, care sunt așa mai majore, dar inclusiv lună de lună. Sunt acum 6, 7, 10 update-uri majore care schimbă fundamental rezultatele și dacă nu le înțelegem, o să vedeți că o să avem challenge-uri în a avea o direcție de creștere a traficului organic. Câteva lucruri care încep să apară și care au început să apară în ultima perioadă în Google. Acum avem în zona de ads, da, avem inclusiv product ads. Da? Deci reclamele plătite din prima parte a paginii Google afișează acum foarte multe produse. Lucru care face și mai competitivă toată povestea, pentru că dintr-o dată poți să compari, dacă cauți un anumit produs, poți să compari foarte ușor, direct prețul, dacă este în stoc sau nu este în stoc. De la fiecare retailer s-ar putea câteodată chiar ca afinitatea de brand nici să nu mai conteze și să alegi oferta care este mai potrivită pentru tine. Este foarte mult conținut care începe să apară în Google și conținut care începe să apară nu doar pe căutările informaționale, dar și pe cele tranzacționale. E clar că oamenii care caută
o rețetă, o să primească conținut în Google, dar și când caută un cuvânt simplu, asta înseamnă că intenția lor de căutare este mixtă. O parte din ei caută să cumpere produsul, o parte din ei caută să se inspire în cazul ăsta, dacă vorbim de rețete. Și asta este foarte important și o să mai vorbim despre asta. Care este intenția de căutare a utilizatorului? Cu ce intenție vine el în motorul de căutare? Foarte mult conținut, inclusiv video. Da, am văzut mai devreme conținut text, conținut de blog, dar în special în aceste zone care sunt, sau categorii care sunt mai inspiraționale, nu știu, food, rețete, travel, conținutul video este chiar mult mai apreciat de către utilizatori, îl consumă mult mai ușor, astfel încât și Google îl poziționează chiar mai sus decât conținutul text. Și de fiecare dată când o să căutați un produs din categoria asta, un cuvânt din categoria asta, o să vedeți că de cele mai multe ori în Google apar inclusiv rezultate video, dacă nu sunt pe primele poziții, cu siguranță sunt undeva la jumătatea paginii sau chiar la finalul paginii, dar în rare ori. Locații care apar atunci, mai ales când folosim căutări navigaționale, atunci când vrem să căutăm sau când căutăm un anumit brand sau atunci când căutăm ceva în proximitate și folosim expresii de genul lângă mine sau într-o anumită zonă sau, da, în principiu cam, sau magazin, dacă e în combinație cu magazin și există și locații fizice, la fel o să declanșeze aceste rezultate cu locații. Și chiar dacă nu par că putem să facem mare lucru aici, e foarte important pentru că de foarte multe ori este o zonă neglijată, mai ales de brandurile care au foarte multe locații, pentru că este greu într-adevăr de gestionat, dar poate să strice foarte mult experiența utilizatorului dacă avem locații cu review-uri proaste la care nu s-a răspuns, dacă avem locații care nu au actualizat, nu știu, programul, orele, imagini care arată urât și nu sunt aliniate cu din locații, dar și nu sunt aliniate poate cu brandul nostru, așa că de cel mai multe ori aici este chiar o oportunitate rapidă, da, de a capitaliza pe aceste tipuri de căutări. Și două lucruri foarte mari care au apărut chiar în 2024. Rezultatele AI Overviews, care nici măcar n-au apărut în România și în Europa, de fapt, pentru că sunt blocate de acest European AI Act, care nu știm când o să fie finalizat. Dar în state, după ce au fost în teste un an de zile, de la începutul anului au început să apară. Cam așa arată atunci când căutăm ceva și în special când o să căutăm ceva, o căutare informațională, informativă, vrem să ne informăm, vrem să ne inspirăm. Google ce face este că AI-ul lui compilează din rezultatele pe care le are deja un răspuns și poate să ne ofere direct răspunsul. Asta ce înseamnă este că inclusiv pe desktop și pe mobile toate rezultatele sunt împinse cel puțin în al doilea scroll. Deci trebuie să dăm o dată scroll ca să trecem de asta, de răspunsul ăsta, care sigur câteodată o să ne satisfacă, câteodată nu o să ne satisfacă, dar ce este foarte important este că trebuie să înțelegem cum putem să ajungem și noi în răspunsul ăsta. Și aici deja fereastra de oportunitate se micșorează pentru că de cele mai multe ori sunt menționate doar 3 sau 4 branduri. Nici măcar nu mai sunt 10 cum sunt în rezultatele tradiționale. Pentru că nu este în România, nu avem foarte multe date, dar ce putem să spunem este că pe query-urile din afară, sigur, este foarte influențat de industrie, da? Dar de exemplu pe o industrie de healthcare în Statele Unite, el apare pe 50% din numărul de căutări. Deci pe jumătate din căutările care se fac pe healthcare, servicii inclusiv și conținut, apare acest răspuns AI overview în rezultate. Deci o să devină critic. Un alt lucru care s-a lansat de curând, sau mă rog, nu neapărat s-a lansat, dar apare din ce în ce mai des în ultima perioadă, sunt aceste produse care încep să apară organic în search. Deci am arătat mai devreme produsele care apar în ads, care sunt de mai mult timp, dar la câteva scrolluri o să dați peste aceste carusele de produse. Și mai ales atunci când căutăm un anumit produs, din nou pentru utilizator o să fie foarte simplu să-și aleagă, pentru că o să am, eu aici am căutat mai generic Bax apă minerală, dacă mai puneam și brand,
dacă puneam, nu știu, Aqua Carpatica, aș fi avut 6 rezultate de bucks-uri de Aqua Carpatica și eu atunci puteam să-mi aleg din nou în funcție de preț, poate în funcție de disponibilitate, în funcție de preț plus preț de livrare, ceea ce înseamnă că pachetul comercial și, sigur, afinitatea brandului și brand awareness-ul contează foarte mult și măcar să primim acel click, ca oamenii să ajungă la noi pe site și mai văd ei după dacă o să cumpere sau nu o să cumpere. Și această dungă neagră, dacă putem să o păstrăm un pic, nu, glumesc. Deci este foarte important și aici și apare foarte mult pe aceste căutări tranzacționale, mai ales pe denumiri, pe denumiri de produs. Vă spuneam că dacă toate lucrurile astea nu sunt corect gestionate, o să vedem tot timpul aceste fluctuații în traficul nostru organic. Aici ne uităm la un retailer destul de mare și vedem că a avut un drop foarte mare de trafic în 2022, după și-a revenit un pic, dar acum nici măcar n-a mai ajuns la nivelul de atunci din 2022 și asta cel mai probabil indică schimbări pe care Google le face, care nu sunt gestionate corect și atunci le pot să ne afecteze foarte mult traficul. Deci nu sunt doar niște oportunități pe care noi putem să capitalizăm, sunt și niște riscuri care apar atunci când, și care de fapt sunt în orice platformă, că și Facebook face modificări dacă nu suntem la curent cu ele, s-ar putea ca nici campaniile de Facebook să nu performeze bine și trebuie să rămânem on top of them. Și la fel că în temă cumva cu inovațiile pe care le-am văzut în prima parte a zilei, care țin de zona asta mult mai concretă, de cum poate arăta magazinul viitorului, cum putem să oferim o experiență mult mai bună a utilizatorilor, la fel și toate celelalte zone pe care le monitorizăm și în care suntem implicați, trebuie să ne asigurăm că ținem pasul cu tot ce se întâmplă și să nu venim nepregătiți, da, cu un cuțit, într-un război cu pistoale de apă în cazul ăsta, pentru că în emoji nu sunt pistoale adevărate. Ce se schimbă de fapt? Și e o schimbare de paradigmă și dacă înainte puteam să vorbim foarte ușor de niște competențe care puteau să fie aplicate diferit, campania de SEO era ceva, campania de content marketing era altceva, campania de video era altceva, partea tehnică și politica comercială era altceva care de obicei oricum nici nu se atingea de către agenții și erau doar în ograda brandului, dar toate aceste lucruri încep să fie interconectate și vă spuneam mai devreme un mod clar în care politica comercială poate să impacteze în mod direct performanța din canalele de marketing, Google în special, pentru că ce o se întâmple dacă prețurile noastre, nu știu, pe o categorie, să zicem că sunt cu 20% mai mari decât la competiție, o se întâmple foarte simplu că oamenii care vor intra nu vor converti, Google înțelege asta, Google înțelege dacă un utilizator care a intrat într-un magazin online a și făcut o cumpărătură sau nu, adică și-a îndeplinit misiunea cu care a ajuns acolo și dacă nu, o să declaseze. Da? Dacă a intrat la noi și a ieșit și a intrat la competiție și a cumpărat de la competiție, în foarte puțin timp aceste locuri se vor schimba. Da? Competiția o să ia locul nostru și noi o să ne ducem mai jos pentru că n-am reușit să-i îndeplinim până la urmă nevoia utilizatorului. Așa că asta face această categorie de organic digital marketing. În primul rând că pleacă de la înțelegerea business-ului și este foarte important pentru că la fel dacă comunicarea, inclusiv cea din SEO, inclusiv cea din content, nu este aliniată cu business-ul și cu direcția business-ului, cu provocările lui, s-ar putea să nu fie la fel de, eficientă. Și am și întrebat mai devreme pe Mircea care a fost provocarea de fapt în acest challenge-ul pe care l-au simțit la utilizatori. Dacă discounterul nu este inovativ sau dacă asta este o provocare, ea poate să fie adresată inclusiv în zona de content marketing. Folosește un mix care el nu este niciodată standard sau static, adică se folosește și asta, și asta, și asta, ci la fel se pleacă de la care sunt obiectivele mai degrabă ale business-ului, care sunt prioritățile lui și atunci construiești mixul de servicii, nu pleci invers. Dar nu pleci că eu sunt foarte bun la asta și atunci ar trebui să facem asta. Nu, este unde suntem acum și ce putem să facem,
Da? În mixul ăsta pe care îl folosim, cum putem să schimbăm proporțiile, astfel încât să obținem rezultate sustenabile, că asta este particularitatea acestor canale de SEO, content marketing, video SEO, este că ele sunt sustenabile, dacă reușești să le obții. Și mai ales capitalizează pe acest viteză pe care a luat-o video în ultima perioadă și care, chiar dacă pare că nu este așa, dar nu este încă atât de saturată cum sunt alte medii. Nu este atât de saturată cum este, nu știu, performance marketing în Google, nu este atât de saturată cum este Facebook, nu mai zic. Este încă neexplorată de branduri. Este foarte utilizată, este foarte utilizată de creatori de conținut, de mici creatori de conținut, dar de branduri încă nu este atât de explorată și în afară de rezultatele pe care vi le arătam mai devreme, că apar în Google atunci când căutăm lucruri informaționale, în sine YouTube este un mare motor de căutare, este al doilea motor de căutare după Google, ceea ce înseamnă că aproape câți oameni caută în Google lucruri, caută și în YouTube, doar că acolo caută altceva. În YouTube nu o să caute laptop preț, în YouTube o să caute care este cel mai bun laptop, da? Sau diferențe dintre laptopul X și laptopul Y, sau rețete de doradă la cuptor, cum am văzut mai devreme. Și o găsim pe doamna Jamila. Și toate lucrurile astea pornesc, am menționat mai devreme, de la intenția utilizatorului. Cu ce intenție intră utilizatorul în Google? Cu ce intenție intră utilizatorul în YouTube? Vrea să cumpere? Vrea să se informeze? În ce punct este? Și a ales, vrea să-și cumpere un laptop? Sau se întreabă dacă are nevoie măcar de un laptop? Sau dacă a decis că vrea să-și cumpere un laptop, nu știe ce brand să-și ia? Sau poate nu știe ce performanțe trebuie să aibă device-ul pentru nevoile lui? Da? Și toate lucrurile astea sunt intenții diferite. Dacă noi venim cu o intenție, dacă noi venim cu un rezultat de vânzare și el are o intenție de informare, nu o să se întâmple tranzacția. De cele mai multe ori, oricum, nici nu o să reușim să ajungem la el, pentru că el având altă intenție, nu putem să venim cu el caută de ce laptop are nevoie, da, ce performanțe pentru nevoile lui. Noi dacă venim cu o pagină de produs, e greu oricum să ajungem acolo și dacă ajungem acolo, nu o să se întâmple nimic. Și asta este de cele mai multe ori este și overlooked, da? Faptul că sunt mult mai multe cuvinte, interese din zona informațională decât din zona tranzacțională, pentru că mulți dintre noi facem window shopping, mulți dintre noi ne informăm mult înainte, poate să avem nevoie sau la un moment dat abandonăm parcurs pentru că ne dăm seama că nu știu, nu mai avem nevoie sau... Așa că sunt mult mai multe în zona informațională decât în zona tranzacțională și e o categorie importantă pe care trebuie să o adresăm. Și la fel, strategia asta trebuie să fie aliniată cu obiectivele, cu challenge-urile, dacă sunt, ea poate să adreseze niște challenge-uri specifice sau poate să capitalizeze, da, pe niște avantaje competitive specifice pe care business-ul le are. Și cu siguranță KPI-și clari, care să spună dacă campania merge sau nu merge într-o direcție bună, și obiective la fel care să se mufeze bine la obiectivele de business. Și mai devreme v-am arătat un retailer mai mare și cum a evoluat traficul organic în ultimii 2 ani și acum vă arăt un retailer mai mic și mai nou și cum a evoluat traficul organic în ultimii ani. Și chiar aici s-a implementat o strategie unde se vede acest spike, o strategie de conținut care să targeteze zona informațională. Și challengerii vin foarte puternic din urmă. Aici vorbim de un retailer online. Și trebuie să luăm și asta în considerare, pentru că sigur acum pare că nu este niciun risc, pentru că aici vedem a ajuns la 200.000 de vizite pe lună și aici vorbim doar de traficul din Google, da? În slide-ul anterior era la 600.000, deci de 3 ori mai mare. Dar aici vorbim de un time span de
un an în care, sau un an jumate în care s-au întâmplat toate lucrurile astea. Acum, dacă gândim în perspectivă și ne gândim la următorii 5 ani de zile, putem să ne imaginăm ce poate să se întâmple dacă aceste trenduri rămân la fel. Și sigur, eu acum am dat câteva exemple de retail, dar e clar că nu funcționează doar la retail aceste strategii, ci cam în toate domeniile în care există oportunitate, potențial organic, în care oamenii caută lucruri proactive în Google și în YouTube în special. Și aici este un brand din insurance și aici este un brand din healthcare care atinge 4 milioane de vizite pe lună doar din Google. Din healthcare. Not bad. Și o oportunitate foarte la care o să vă rog să fiți atenți în special. Aceste produse de care vă vorbeam mai devreme, Google Merchant Listing, da, zona organică, pot să aducă o valoare foarte mare imediată în business. Aici vedem că am pe undeva pe la jumătatea acestui time frame s-au rezolvat câteva lucruri la feed-ul de produse pe care Google îl vede și de pe o zi pe alta poate să crească traficul cu 50%. Deci asigurați-vă că aveți Google Merchant Listings, că feed-urile de produse sunt ok, pentru că poate să vină mult trafic de acolo și este și un trafic foarte targetat, pentru că vă spuneam că el vine preponderent pe produse sau pe denumiri de produse, ceea ce înseamnă că în funnel-ul de achiziție, utilizatorul care caută produsul este mult mai aproape de tranzacție, de achiziție, decât cel care caută apă minerală și poate nici nu știe de care vrea sau nu știe dacă vrea minerală, de fapt, cu bule sau plată. Atunci când caută brandul, e mult mai aproape. Și la poza cu mine nu mai pun, că așa mă vedeți aici, nu avea rost să mai pun o poză așa că asta fac eu când nu sunt la birou. Îmi place să ies foarte mult în natură. Și ce mai facem noi? În special asta facem, la Upswing lucrăm cu aceste canale care nu sunt noi, Google, YouTube, Content Marketing, Native Advertising, și încercăm să le combinăm cât mai bine, astfel încât să ajutăm brandurile cu care lucrăm să-și atingă obiectivele de business și să facă lucrurile astea într-un mod sustenabil, da, și care să fie și aliniat cu brandul lor. Vă mulțumesc!